Domnul Iisus spunea tot, ceea ce doriți să vă facă oamenii vouă, faceți și voi la fel lor. Domnul să ne ajute la aceasta. În viață trecem prin momente în care putem să avem nevoie de ajutor sau putem să oferim ajutor. Haideți să vedem ce trebuie să facem în aceste momente. Aș dori să citesc din Marcu 2, vindecarea stăvânorului. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănov, purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. Au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, după ce l-au spart, au coborât acolo patul în care zicea slăbănovul. Când i-a văzut Iisus credința, a zis slăbănovule, fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Culește-o! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănovului, păcatele sunt iertate? Ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc. A zis el slăbănovului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănovul s-a sculat și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Din acest text sunt mai multe categorii de oameni care participă la acest eveniment. Cum am spus, în viață trecem prin momente în care suntem nevoiți să oferim ajutor sau avem nevoie să fim ajutați. Vreau să ne gândim la prima parte de a oferi ajutor. Și potrivit cu textul, vreau să vedem două exemple în care să vedem în care exemple ne regăsim noi înșine. Prima categorie de oameni pe care am văzut în acest text este mulțimea. Și cum te spune în versetul 2, că s-au adunat îndată așa de mulți. Care era scopul care a venit această mulțime? După cum vedem, cuvântul îndată spune ceva rapid, dintr-o dată. Dacă se întâmplă un accident afară, toată o mulțime mare se vadă ce s-a întâmplat. Curiozitatea e primul lucru pe care eu îl văd în această mulțime. Al doilea lucru, cum spune el, vestea cuvântul. Sper că au venit și să asculte cuvântul pe care Domnul Iisus îl vorbea. Dar, mai departe, am citit în versetul 4 și zice, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. În aceste momente, norodul era așa de apropiat în patul că bolnavul nu a putut să ajungă. Și eu cred că cei patru au cerut, faceți loc, vrem să intrăm la Domnul Iisus, că avem o urgență. Dar nu i-a interesat. Deci eu cred că au fost egoiști, nu i-au interesat de aproapele lor. Curiozitatea pe care a fost numai să vadă ce face Domnul Iisus. Nu i-a interesat că poate acau sau au pe cineva care au nevoie de ajutor să se-l aducă la Domnul Iisus. Care a fost reacția mulțimii? Nu le-a păsat când a venit acest slăbănov. Și mai mult decât atât au fost și o piedică, fiindcă cei patru precis au zis, vă rog, lăsați-ne să intrăm și nu s-au dat la o parte. Această primă categorie pe care poți să dai ajutor cuiva, dar nu o faci. Nu o faci, de multe ori. Putem să chemăm oameni la mântuire, dar nu o facem. Ne obișnuim numai să venim în casa Domnului și să ne rănim noi sufletele și nu ne pasă de ceilalți din jurul nostru. Aceste categorie de oameni astfel au făcut. Totuși, spre final, versetul 12 spune că după ce s-a întâmplat totul, când au văzut minunea, au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Totuși a fost o schimbare pe care au avut-o. Și Domnul să ne ajute și pe noi să ne schimbăm. A doua parte este a doua categorie de oameni, cei patru care au dus pe bolnav. În primul rând, ei
nu au venit, n-au ajuns să vină la tine, fiindcă au întârziat pe drum, mă gândesc eu, fiindcă au mers mai încet cu bolnavul. Dar ei au plecat de acasă cu dorință, cu dragoste pentru prietenul lor, pentru bolnavul care a fost, să-l ajute, să-l aducă la Domnul Iisus. Nu au fost ei, s-au pus pe primul plan, noi să venim să vedem ce face Domnul Iisus, să ne dea nouă binecuvântarea. Nu, s-au gândit că avem un bolnav, avem ocazia să ajutăm pe cineva și au făcut-o. Cu toate că am întâmpinat probleme în momentul în care au ajuns și mulțimea nu i-a lăsat să intre. Puteam să zică, noi am vrut să intrăm, dar nu am putut, ne tacem înapoi acasă. Nu, am insistat. Și nu ne-a interesat consecințele, că spune că s-au urcat și acoperișul, au dărâmat acoperișul. Poate că de multe ori noi facem astfel de pas, dar când întâmpinăm probleme, dăm înapoi. Și ce până aici, de aici mai departe, nu mai continuăm, fiindcă întâmpinăm probleme, dăm înapoi. Acest exemplu pe care l-au acești patru, îmi dă un exemplu nou, ca să mergem, să perseverăm în hotărârea pe care am luat-o, de a ajuta și de a face bine. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. O altă categorie, Doamne, este slăvănogul. Pe care el văd de putincioși și normal, nu putea să vină singur. Dar a avut nevoie de ajutor și ajutorul lui a fost în cei patru. Dacă noi am fi în locul slăvănogului, ce-am dorit? Să stăm acasă și să lipsim de la biserică sau să nu vină frații în vizită de la noi? Să nu ne întindă nimeni o mână de ajutor? Dacă trecem prin situația slăvănogului, în primul rând, trebuie să avem credință. Cum spune aici, a avut credință și trebuie să acceptăm ajutorul din partea celorlalți. Când trecem și avem nevoie de ajutor, când suntem în situația de a fi ajutați, trebuie să acceptăm ajutorul. Mai departe, este o categorie de oameni care sunt cărturari și farisei. Nu vreau să vorbesc mult despre ei, fiindcă ei totdeauna au avut ceva împotriva Domnului Iisus. Gândul lor a fost totdeauna să-L prindă cu ceva ca să-L acuze, să-L doboare, să-L trimită. Și de aceea Domnul Iisus le spune că ce e important e ceea ce faci, nu ce felul în care... Și Dumnezeu, Domnul Iisus, în tare, că ei nu cunoșteau, Domnul Iisus avea puterea să facă toate. Să propodească cuvântul, să ierte păcatele, să dea tămăduire, să scoată demonii. Și m-am mai gândit încă o categorie de oameni, este singurul proprietarul, care nu spune nimic. Domnul Iisus a intrat într-o casă și propodea cuvântul. Proprietarul a fost de acord cu lucrul acesta. Nu putea să intre foarte, gândesc eu. Și cu toate că au fost, partea acoperișului nu s-au opus și nu spune nimic la protestat. Vreau să ne rugăm, prin aceste două exemple, Să ne rugăm Domnului să ne dea putere în momentul în care avem ocazia să dăm ajutor să-L facem. Să facem cu toată inima și cu toată dragostea. Și în momentul în care suntem noi, care să avem nevoie de ajutor, să-L acceptăm. Să venim cu credință înaintea Domnului și să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să afișați și cauzele care sunt pe monitor. Și pe lângă aceste cauze, m-a primit un bilet care spune: aș dori să ne rugăm pentru fratele meu care trece prin grele încercări, ca Domnul să-L mântuiască pe el și toată casa lui și să-i dea izbăvire. Vă mulțumesc, Beninia. Haideți să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin.